Individul suspectat că ar fi ucis-o fără milă pe fetița de 12 ani și i-ar fi ascuns trupul fără viață în lada canapelei din apartamentul închiriat este de negăsit. Bărbatul a fost dat în urmărire atât în România cât și în străinătate. Vlad Petrișor are detalii despre subiect. Bună seara, Vlad, te ascultăm, ești în direct. Bună seara, Cristian, bun găsit tuturor. Magistrații de aici, de la Tribunalul București, urmează să emită un mandat european de arestare în lipsă pe numele concubinului. El este principalul suspect în cazul crimei din cartierul Berceni. Asta după ce mama copilei de 12 ani a aruncat întreaga vină asupra lui. Acum, atât polițiștii români, cât și cei din străinătate îl caută pentru a-l aduce la audieri și nu este exclus ca și mama copilei să se aleagă cu un mandat de arestare după ce și-a acoperit iubitul în fața autorităților din Spania. Rămâne de văzut însă ce se va întâmpla în acest caz, însă mai multe detalii puteți urmări în materialul următor. Mama copilei de 12 ani, reținută în Catalonia, acolo unde muncea, s-a contrazis în declarații. Inițial le-a spus autorităților spaniole că ar fi știut de comiterea odioasei crime de către concubinul ei, dar a tăcut pentru că îl iubea. Apoi, procurorii români au audiat-o prin videoconferință și a venit cu altă versiune. Susține că ar fi fost plecat atunci când s-ar fi petrecut crima, iar când s-a întors, concubinul ar fi liniștit-o după ce i-a spus că adolescenta a plecat la tatăl ei. Apoi ar fi luat drumul Spaniei. Straniu este că femeia nu s-a interesat dacă spusele concubinului sunt adevărate, iar vreme de luni bune nu a încercat să ia legătura nici cu fiica, nici cu mama ei. De la Paște, de ce două luni aproape? Două luni de zile. De atunci nu mai știu nimic. Cum are băiatul de 17 ani, băiatul e la mine. Și eu aveam legătură mereu cu fosta soacră, mă întreba, ai aflat ceva? Eu întrebam la fel. Ne plângeam unul la altul. Ne plângeam. Mama fetiței era singură când au pus mâna pe ea polițiștii spanioli. Muncea la o fermă, iar colegii de acolo au fost cei care au denunțat-o după ce au văzut știrile din țară. Potrivit unor surse judiciare, există posibilitatea ca pe numele ei să fie emis un mandat european de arestare. Între timp, concubinul ei, principalul suspect în teribilul asasinat, este de negăsit. Anchetatorii au stat de vorbă doar cu mama individului, care locuiește în comuna Șcheia din Suceava. Deci poliția a venit și i-a căutat. Cei care îl cunosc pe bărbat sunt șocați de când au aflat vești atât de groaznice. Un alt loc lui. Era violent? S-a manifestat vreodată violent? Nu. Mulți îl cunosc din sat, un băiat liniștit, harnic. Nu vine să cred că este adevărat. Nu poate intra nimeni în mintea altuia ca să vadă. Bărbatul este căutat acum atât în România cât și în străinătate, iar surse din anchetă susțin că ar fi deja identificat în Olanda. Între timp, tatăl biologic al copilei a mers la Institutul de Medicină Legală, de unde a ridicat trupul neînsuflețit și se pregătește de înmormântare. Potrivit autopsiei, fetița ar fi avut parte de o moarte extrem de violentă, iar asasinul nu ar fi premeditat fapta cu mult timp înainte să o comită. Copiii bărbatului care și-a atacat soția cu un ciocan rămân la părinții acestui, au decis autoritățile. Individul arestat preventiv pentru 30 de zile a fost cel care a sunat la 112 după fapta oribilă. Între timp, victima care se pregătea să divorțeze este internată la terapie intensivă în stare gravă. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Arestat preventiv pentru tentativă de omor, bărbatul ar fi declarat în fața procurorilor că îi pare rău și ar fi lovit soția de mai multe ori cu un ciocan, totul după ce acceptase divorțul amiabil la notar. Imediat după fapta șocantă, ar fi sunat chiar el la 112. Am auzit că ei toți se certau. Seara când venea ea de la serviciu, se certau și vecinii de sus nu puteau nici să se odihnească. Pentru moment, copiii familiei vor rămâne în grija părinților bărbatului arestat. Între timp, mama lor este internată la terapie intensivă, în stare gravă. Este vorba despre o cunoscută femeie de afaceri din Banat. După drama prin care trece, au fost demarate mai multe anchete. Este un caz înfiorător, acesta care s-a întâmplat în aceste zile. Colegii mei urmăresc acest caz încă de când am fost sesizați. Cel mai important lucru acum este faptul că
copiii sunt în siguranță. Mama suspectului pune gestul șocant pe seama stresului. Mi-a zis, mami, nu mai rezist, fiindcă, uite, e ora 8, 10, 12 noaptea și ea nu ajunge acasă și el tot timpul cu copiii. Bărbatul și-a dus cei doi copii la părinții săi luni, apoi s-a întors acasă, unde și-a atacat soția. Știți, să nu se mai fi înțeles, se certau, era el gelos. Gelos n-a fost. Psihologii spun însă că astfel de cazuri de violență extremă nu apar din senin, mai ales în cadrul familiilor aflate în divorț. Este și motivul pentru care victimele trebuie încurajate să raporteze orice fel de abuz. În caz de urgență, apelați numărul Tel Verde 0800 500 333, destinat victimelor violenței domestice. Economia o duce bine, iar produsul intern brut s-a triplat din 2007 și până acum. Doar că bunăstarea nu se simte și în buzunarele românilor. Deși salariile au crescut, inflația accelerată îi face pe mulți să bată pasul pe loc. Altfel spus, țara e bogată, dar oamenii sărăcesc. Să vă fie de bine. Cum a fost? V-a plăcut? Foarte bine. Da. Mă bucur. Vă mai duc ceva? No. Narcis are 26 de ani și lucrează în această cafenea de 7 ani. Salariul i-a tot crescut în această perioadă, dar coșul de cumpărături a rămas la fel. Mai mult, nu reușește să facă economii consistente. N-aș putea spune că merge rău, dar nici nu pot spune că merge foarte, foarte bine. Poate dacă inflația ar fi ceva mai scăzută, nu știu, să fie în comparație cu nivelul mediu sau minim, al salariului minim pe economie, poate ar fi mult mai bine. Totul trebuie calculat, mai ales în această situație, în această vreme. A studiat administrație publică, dar s-a îndreptat spre mediul privat. Probabil faci cumva mai mulți bani, doar cheltuielile sunt mult peste măsura în ceea ce câștigi. În meseria sa, singurul noroc e bacșișul. Devenirea mea astăzi 15 euro. Stăm foarte bine astăzi, da? Cu hotelul, este bine. Doamne ajută, și plecări? Și plecarea am avut 3 plecări. Totul e în regulă, curățenie, tot? Da. Corina are un mic hotel de 4 stele și un restaurant. Minimum 30% din încasări merg la stat. În realitate, costul vieții a crescut foarte mult. Venim după această perioadă destul de grea cu pandemia și, din păcate, nu ne regăsim încă un calibru de stabilitate pentru afacerile noastre. Economia crește de la un an la altul grație unor afaceri de acest fel. Ultimele cifre ne arată că economia noastră valorează 1410 miliarde de lei. Plătim foarte multe taxe, așa este, și suntem la zi cu taxele, pentru că altfel n-am putea funcționa, nu am putea funcționa în legalitate. Nu există să ai o zi în întârziere, automat se blochează activitatea și ești nevoit să plătești și contribuții pentru angajați și impozitele noastre, impozitele locale. La fiecare leu produs de economia românească în 2007, acum s-au mai adăugat încă 3 lei. Din 2012 până în prezent, PIB-ul s-a dublat. Altfel spus, economia duduie. Nu au crescut la toată lumea veniturile în mod egal. Deci distribuția acestei creșteri nu este egală. O parte din creșteri le-au avut companiile sau persoanele cu venituri ridicate. Există populații cu, în zone defavorizate, fără infrastructură, și aceste zone și aceste categorii de populații nu au beneficiat de această creștere economică. Paradoxul este explicat inclusiv de prețurile mai mari, care duc la încasări mai consistente. Doar că, la final, asta presupune mai puțin bani în buzunarele românilor. După cormoran, ministrul Petre Daia declară război ciorilor. Șeful de la agricultură le-a pus gând rău în aripatelor după ce acestea au început să distrugă culturile fermierilor. Daia se gândește chiar să recurgă la măsuri extreme, deși păsările sunt protejate prin lege. După cormoran trebuie ciorile să le urmărim. Da? Da, pentru că fac rău. Dezechilibru în natură, că le lăsăm așa. Noi am devenit grădină zoologică în România. Aflat într-o vizită de lucru prin județul Călăraș, ministrul agriculturii a tranșat radical problema ciorilor care distrug hectare întregi de culturi. Am fost la Dăbuleni și era un fermier care plângea. Trebuie să-i facă tratament. Domnule ministru, nu mai pot. Hai să zicem la zi și noapte stau aici. Noaptea se irig, ziua să mă apăr de ciori. Păi de unde ce ciori? Păi uitați, am pepeni aici, cum începe să se facă fructul, cum mi l-a luat cu ciocul și mi l-a mâncat. Eu muncesc degeaba, nu? Eu muncesc pentru ciori? Nu, muncim pentru noi, pentru români, pentru binele lor, pentru
asigurarea hranei. Ciorile pot face mai multe pagube decât cormorani? Până acum nu, dar nu-i târziu să facă mai multe. Deși aceste păsări sunt protejate de lege în Europa, ministrul le-a pus gând rău. Vorbesc cu ministrul mediului să ne armonizăm poziția în așa fel încât interesul țării să fie să primeze. Așa este. Ne facem ce trebuie. În timp ce unii fermieri au reușit să găsească soluții. Ați fost atacați și dumneavoastră? Da. Ați fost păgubit de ce? Nu, n-am fost păgubit, dar am mărit adâncimea de semănat și am scăpat. Nu la fel de norocoși sunt toți fermierii. Ciorile au început deja să producă pagube însemnate. În Ialomița, un fermier a pierdut 100 de hectare de porumb proaspăt răsărit din cauza păsărilor. Modificarea adusă legii vânătorii în privința cormoranilor se află deja pe masa președintelui pentru promulgare. Ministrul Petre Daia dorește o măsură similară și pentru ciori. Materiale de construcții până la mâna de lucru, toate s-au scumpit în sectorul amenajărilor interioare. Meseriașii sunt o raritate în România, iar puținii rămași în țară au tarife aproape duble față de anii trecuți. De voie, de nevoie, mulți români învață meserii noi. Mâna de lucru s-a scumpit drastic, mai ales în ultimul an. A simțit-o pe pielea lui acest bucureștean care s-a gândit să-și zugrăvească apartamentul și cu greu a găsit pe cineva să nu-l sărăcească de tot. Un apartament. Da, un apartament de 4 camere. Costă în jur de 7.000 de lei. Păi ăsta l-am găsit cel mai ieftin. Alții mi-au cerut 200... de mii, alții mi-au cerut mai mult. Un studiu recent arată că un zugrav costă acum cu cel puțin 16% mai mult față de anul trecut. La fel se întâmplă și la capitolul hidroizolații, unde scumpirile ating chiar și 24%, iar serviciile unui electrician costă cu 10% mai mult. Așa se face că românii încep să învețe de toate. Acest bărbat, de pildă, a ajuns la concluzia că e mai convenabil să-și facă singur instalația electrică după ce a consultat mai mulți meșteri. Un apartament de 2 camere anul trecut era undeva în manual de lucru pentru instalația electrică la 6.000-6.500, acum e undeva la 7.000-7.500. Durează un pic mai mult, dacă te pricepi puțin, da. Internetul ne ajută și ne descurcăm. Dacă anul trecut prețul pentru renovarea unui apartament ajungea la 1.900 de lei pe metru pătrat, acum pornește de la 2.300 de lei pe metru pătrat. Asta înseamnă o majorare de până la 21% într-un an. Că acum prețul este funcție de materiale și... Cu cât ți-ați cumpit? Să zic așa, 20-30%. Potrivit statisticilor, 4 din 5 meseriași și-au scumpit deja serviciile. Ceilalți intenționează să o facă în următoarele luni. Având deja lucrările contractate, multe deja de anul trecut, nu am putut să schimbăm tarifele în contract. Și va trebui să facem începând cu 1 ianuarie 2024. La ce scumpire? 15-20% cu siguranță. Aproape jumătate dintre constructori și-au mărit până acum prețurile cu cel puțin 30%. Cheltuim mai mulți bani pe vicii decât pe studii. Potrivit Institutului Național de Statistică, familiile de la noi alocă în medie doar 17 lei pe lună pentru cheltuielile ce țin de educație. Nu ne uităm însă la bani atunci când vine vorba de plăcerile vieții. Suma medie dată pe alcool și tutun este de 15 ori mai mare. N-au niciun viitor. Chiar dacă faci școală, chiar dacă nu, tot aia e. Lumea e săracă și asta este. Preferă să consumi un par de ceva decât să ducă, să primească un copil la școală. Este concluzia descurajantă trasă de acest domn din Galați la auzul veștii că românii aleg să investească mai mult în vicii decât în educația lor. Banii puțin, lumea se împrumută pe unde mai găsești, mai supraviețuiască, asta este. Potrivit INS, bugetul, dar și cheltuielile românilor au crescut anul trecut față de 2021. La capitolul venituri, orășenii au avut mai mulți bani decât cei din mediul rural. În ceea ce privește consumul, cele mai mari sume din bugetele românilor se duc pe produsele alimentare și băuturile nealcoolice. Urmează cheltuielile pentru casă și utilități, dar și de cele pentru băuturi alcoolice și tutun. La polul opus, cele mai mici cheltuieli sunt pentru educație, doar 17 lei pe lună. Omul din acasă de supărare și neacă oful într-o țigară și într-un rachiu. Lipsă de educație. Sunt disperați. Muncă, n-au unde să muncească. Datele oficiale arată că nu stăm bine nici la capitolul economii. Majoritatea românilor cheltuie aproape 90% din bugetul familiei în fiecare lună.
Iar pentru bătrânii de la sat, acest lucru se resimte cel mai rău. La magazin, se duc la magazin. Din 10 milioane noștri, de agricultori. Din 10 milioane, 10 milioane, cum se spune, 100 de lei, cum se spune așa. 10 milioane. Desine și medicamente, să plătești și lumina, să plătești și apa. Și eu. Bă, ce să mai asta așa? Așa și isărăși, dacă are și copii și asta, îndeți câte zi scumpi toate. Potrivit INS, locuitorii din zonele urbane plătesc cu aproximativ 10% mai mult decât cei din zonele rurale pentru cheltuielile de consum, dar și pentru taxe și impozite. Reîncepe sezonul cumpărăturilor din fața porții cu fructe și legume abia recoltate. Micii producători care nu au acces în piețe preferă să-și vândă marfa direct din fața gospodăriei. De multe ori trece și o zi întreagă fără clienți, mai ales că mulți sunt speriați de scandalul legumelor toxice. Trebuie să-l priviți, n-are semințe, nu nimic, e un soi de castravete care e foarte dulce, e crocant. Pe Costache l-am găsit culegând castraveți din micul său solar, aflat la 40 de kilometri de Craiova. Îi vinde cu 4 lei pe kilogram. Vindem în fața porții cât putem, restul luăm și aruncăm la brațe și la gâște. De ce nu se vând? Păi cât să treacă mai și să oprească clienți ca să ia. Traficul e puțin, lumea nu mai are putere de cumpărare și noi stăm la mila trecătorului. La piață nu avem noi loc, știți prea bine, pentru că țăranul nu are loc în piață. În piețe au loc samsarii. Noi aici vindem, asta e piața noastră. Producătorii speră că în plin scandal al legumelor toxice, clienții vor căuta produse mai sănătoase, culese de bătrânii de la sate. Printre ei se numără și această doljancă de 91 de ani. Dacă omul zice că nu cu 5 lei, cu 4 lei sau cu 3 lei. Mai puteți la vârsta dumneavoastră? Mai că mă căznesc. Mă căznesc. Ce să fac, să stau acasă? În comuna Teasc din Dolj o întâlnim pe doamna Ioana. Vinde legume din propria grădină. 8 lei kilogramul de roșii și 3,50 lei de bani kilogramul de cartofi. Avem roșii Dino și cartofi. Pe toată marfa asta iau 1.200.000, dacă le vând. Și pe roșii și pe cartofi. Și pe roșii și pe cartofi. Chiar dacă prețul nu e mulțumitor, micii producători spun că nu ar fi rentabil pentru ei să meargă la piață. Dacă scot un săcuț, de exemplu, de asta, ce dau pe benzină, ce... cu ce mai rămân? Nu mai rămân cu nimic. Că mai mult de 500 de mii, 50 de lei sau cum se zice acum, nu iau pe săcuțul ăsta. Și benzina mă costă 50 de lei și ce iau pe el până mă duce acolo? Ce vinde și cu ce prețuri? Brânză de capră cu oaie, 20 de lei kilogramul și brânză de vacă cu 15 lei kilogramul. Căpșunele sunt la mare căutare și se vând cu aproximativ 10 lei kilogramul. Uitați ce frumoasă este, acum o să vedeți ce dulceață are și aromă. Deci dacă are zeamă și în interior nu este albă, atunci este adevăratul fruct. Din păcate, statisticile ne arată că tot la mâna importurilor ajungem când vine vorba de mâncare și asta pentru că micii fermieri sunt de multe ori ignorați. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 urmează un nou episod din serialul Totul pentru familia mea. Eu sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Astăzi, în vestul și nordul țării au fost înorări temporar accentuate și perioade cu ploi, iar la munte și în nord-vest, cantitățile de apă au depășit 25 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul a fost variabil, iar ploi au fost doar pe arii restrânse. Temperaturile maxime s-au încadrat între 20 și 28 de grade. La noapte, atmosfera va fi una liniștită. Cerul va fi variabil, cu înorări temporare doar prin nord-vestul țării, pe unde va ploua slab. Minimele nopții vor oscila între 6 și 16 grade. Mâine, să știți că se anunță vreme caldă, dar ușor instabilă. Vor fi precipitații cu descărcări electrice, în special în vestul, nordul și nord-vestul țării, dar și la munte. În rest, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar astfel de fenomene vor fi doar pe arii restrânse. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 29 de grade.
Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, iar termometrul va indica 27 de grade în Ploiești, la fel și în Slobozia. În Transilvania cerul va fi variabil cu unorări temporare, iar meteorologii anunță pe alocuri și ploi cu descărcări electrice. 25 de grade vor fi în Sibiu, 27 de grade în Târgu Mureș. În Moldova ne așteaptă o zi caldă, cu cer în mare parte senin și maximele urcă, iată, la 28 de grade în Iași, 26 de grade în Focșani. În vestul țării, vremea rămâne instabilă și mâine sunt așteptate precipitații, descărcări electrice, iar vântul va prezenta intensificări de scurtă durată, în special în timpul ploilor. Se vor înregistra 26 de grade în Timișoara, 22 de grade în Reșița. În Oltenia, cerul va fi variabil, iar termometrul va indica maxime de până la 23 de grade în Târgu Jiu, 25 de grade în Râmnicu Vâlcea. În Dobrogea se anunță o zi cu atmosferă însorită, va fi destul de cald, iată, maximă de până la 26 de grade în Megidia, 26 de grade și în Tulcea. În capitală am avut parte astăzi de vreme frumoasă, foarte caldă, atmosfera a fost una însorită și s-au înregistrat 28 de grade. La noapte cerul va fi variabil, vântul adie slab, iar minima coboară la 14 grade. Mâine să știți că se anunță vreme extrem de frumoasă, caldă, ne vom bucura de soare din plin pe tot parcursul zilei, iar în jurul prânzului maxima va fi de 28 de grade. La munte, cerul va avea înorări temporare și sunt anunțate precipitații, chiar și descărcări electrice pe alocuri, iar maximele ajung la 17 grade în Sinaia, 20 de grade la Stâna de Vale. Pe litoral ne bucurăm mâine de vreme plăcută și însorită în mare parte. Vântul va avea ceva intensificări de scurtă durată din a doua parte a zilei. Vor fi 22 de grade în Mamaia, 22 de grade și în Eforie Nord. Iar acum prognoza meteo personalizată. Alexandra m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Iași. Maxima ajunge până la 26 de grade, iar cerul va fi variabil. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă să aveți, indiferent de vreme!